Bună regăsire, stimați spectatori. Iată, de data aceasta, pentru domniile voastre, cei de acasă, pentru, ca să spun așa, un anume target, așa, e vorba despre iubitorii sportului, punctual despre susținătorii dintotdeauna ai măiastrelor noastre, fete și a tuturor celor care au contribuit la performanțele HCM-ului nostru, pentru că ne aflăm în pragul unui eveniment major, iată, în calendarul competițional, de data aceasta fiind vorba despre o confruntare din cupele europene, drept pentru care am îndrăznit să-i răpim din puținul timp, așa, pentru dumneavoastră, un jumătate de ceas, o jumătate de oră, domnului Florentin Pera, antrenorul principal, cu mulțumiri deosebite pentru că, iată, ați găsit un minim răgaz ca să venim în fața telespectatorilor. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație și întotdeauna pentru dumneavoastră cu mare plăcere voi veni. Mă bucur că Topal TV, iată, are acțiuni la și lângă sufletul domnilor voastre. Numai mâine, nu-i pui mâine, nu? Așa spune o vorbă românească și iată-ne din nou, în, așa cum am spus, în calendarul competițional, față cu o confruntare de data aceasta, eu știu, cu reprezentanta handbalului european și, spune și mondial, scandinavele noastre, să știe că nu glumesc când joacă handbal. Cu ce stare, cu ce... Sigur că meciurile cu scurul din Cupa Cupelor reprezintă o motivație și o șansă pe care vrem să o exploatăm. Nu este o dublă ușoară, având în vedere că vicecampioana Suediei este o forță în handbalul european. Cum bine știm, handbalul nordic este la un nivel foarte ridicat, însă faptul că HCM Roman a ajuns în Cupa Cupelor nu face decât să ne dea foarte multă încredere pentru aceste jocuri și bineînțeles că fiecare jucătoare și fiecare om care este în acest club va face tot ce este posibil și tot ce este cu putință pentru a depăși echipa din Suedia. Am urmărit echipa oaspete, o echipă cu jucătoare foarte valoroase, cu jucătoare de forță, care merg foarte bine și în campionat. Avem și două meciuri pe care le-am și dat fetelor încă de săptămâna trecută. O să le vizionăm și împreună. Sper să reușim să găsim cele mai bune soluții pentru a face jocuri exacte, pentru a ne mobiliza în faza de apărare, pentru a da totul pe teren. Pentru că, așa cum bine știm, nordicele joacă cu foarte multă ambiție, dau totul în fiecare fază, se luptă pentru fiecare minge, iar dacă nu ești pregătit pentru acest lucru, nu ai aceeași atitudine și mentalitate, este foarte greu să treci de asemenea jucătoare. În aceste condiții vreau să cred că fetele conștientizează importanța acestor jocuri. Am avut o discuție și în această dimineață cu ele vis-a-vis de mentalitate, vis-a-vis de mobilizare, de atitudine, de dârzenie. Trebuie să arătăm ca o echipă puternică, o echipă care merită să se califice mai departe în Cupa Cupelor. Ne dorim din tot sufletul acest lucru, muncim foarte mult la antrenamente, facem și ședințe de analiză, de vizionare pentru a le, cunoaște mai bine atât individual cât și colectiv. Sper ca și din punct de vedere tactic să avem timpul necesar să punem la punct absolut tot ceea ce arată echipa oaspete în teren, să încercăm să
le oprim orice acțiune tactică, să fim foarte hotărâte în, sigur, în jocul nostru de atac, să jucăm exact, să fim eficienți la finalizare și, bineînțeles, să intrăm cu acea atitudine care am arătat-o noi în jocurile cu echipe importante ale Campionatului României, și aici mă refer la Baia Mare în finala Cupei României, Supercupa României, în meciul de la București. Eu întotdeauna am spus că HCM Roman a știut să mobilizeze momentele grele și în momentele cu echipe importante și am speranța și încrederea în Dumnezeu că vom reuși două jocuri foarte bune și, bineînțeles, ne vom realiza obiectivul propus de a ne califica mai departe. Haideți să spunem, eu aș fi dorit să las la final, dar mie să nu îmi scape, pentru că sunt foarte multe chestiuni de punctat în acest context. Cele două partide, după niște negocieri purtate între cele două cluburi, se vor desfășura la noi, la Roman. Pentru noi este un avantaj și pentru noi toți, spune și spectatori și așa. Când, cum, care e programul? Programul jocurilor se desfășoară sâmbătă și duminică, începând cu ora 17. Eu sunt convins că în asemenea moment important al echipei HCM Roman se vor mobiliza oamenii și vor veni să ne susțină. Sunt convins că până la ora jocului nu vor mai fi bilete, toată lumea va veni să fie alături de noi. Ne dorim acest lucru, să avem publicul cald, așa cum a fost de fiecare dată, și nu pot decât să le promitem că vom face tot ce ne stă în putință și vom da totul pe teren pentru a le aduce această bucurie de a ne califica în fața unei echipe foarte valoroase, de altfel. Cred eu că noi am fost oarecum echipa cea mai ghinionistă la aceste trageri la sorți. Clujul a nimerit un adversar mai slăbuț, de asemenea și Brăila, tot un adversar din Portugalia, nu dintr-o țară foarte puternică din punct de vedere al handbalului. Noi avem un adversar mai tare, dar asta nu face decât să ne mobilizeze mai mult și să fim mai concentrați și să facem tot ce putem noi mai bine, să aducem satisfacție publicului spectator, iubitorilor acestei echipe, care ne-a dus atâtea în atâtea momente pe, eu știu, culmea unei bucurii mari de a obține performanțe care poate fără ei nu le-am fi obținut. Chiar pot să mulțumesc pe această cale publicului spectator și la ultimul meci de pe teren propriu cu Dunărea Brăila, când a fost un meci de infart și am reușit să câștigăm în ultimele 3 secunde. Bineînțeles, nu am fi reușit acest lucru fără sprijinul publicului, care a fost în picioare, care toată sala a scandat HCM Roman și sigur că am împins fetele spre această frumoasă victorie. Ne dorim să obținem victorii și calificarea să fie mai ușoară, să nu mai trăim atât de intens, dar sigur asta depinde numai și numai de noi, de seriozitatea, de munca, de concentrarea noastră și, bineînțeles, ambiția. Pentru că dacă nu joci cu determinare și cu ambiție, este greu să obții rezultate pozitive. Da, spuneți ceea ce de fapt noi cunoaștem cu toți și îmi permit în numele telespectatorilor noștri care, mă rog, chiar dacă nu toți ajung în sală, iată, să vă urmărească acolo, să respire alături de domnile voastre, cu siguranță că așa sufletește, sunt alături de HCM și de toți cei care au contribuit și contribuie la aceste performanțe. Ce v-aș întreba acum, deloc întâmplător, veniți după, și nu asta vreau să subliniez, înfrângerea, după un meci nebun, l-aș caracteriza eu, de la Zalău, unde mai
mai întotdeauna lucrurile, cum să spun, așa la cuțite. Și trebuie să spun aici în context faptul că, iată, se confruntă maestru cu, zicem, ucenicul, cu ghilimele, așa, domnul Tadiș, cu dumneavoastră de la Națională, de acolo, vă cunoașteți bine, vă știți. Așa, cum stăm cu efectivele? Pentru că, sigur, ambiția, sigur, determinarea, limpede ce ați subliniat, da, avem oamenii valiz acolo să fie pe front, așa, să ducă steagul sus? Da, așa este. Meciurile între Roman și Zalău, din păcate, în campionatul trecut au lăsat niște accidentări. Au fost foarte dure. S-a jucat la limita regulamentului sau chiar de multe ori peste limita regulamentului. Din păcate, noi am ieșit cu două jucători accidentate anul trecut după cele două jocuri de la Zalău. Însă din acest joc am ieșit teferi, toate fetele sunt apte, toate au participat la antrenament în această dimineață și nu poate acest lucru decât să mă bucure. Sigur că au mai fost anumite contuzii, lovituri inerente unui joc mai tare, dar fetele sunt în deplinătatea forțelor și am mare încredere că se vor mobiliza pentru a se pregăti în această săptămână foarte bine și a încheia săptămâna cu o frumoasă calificare. Tot apropo de meciul de la Zalău, iată o înfrângere la 6 goluri, dacă nu mă înșel, diferența. 24-17. Da. Sau, mă rog, dacă n-am greșit. Știți, mai o înfrângere uneori și văzut, eu știu de la fotbal și cred că e valabil în sport în general așa, poate să-ți aduc un plus, nu neapărat să, iată, în fața unei astfel de confruntări, cum este cea despre care discutăm noi acum, cum e starea de spirit, cum sunt fetele, cum... Starea de spirit este bună, bineînțeles că nu poți să treci așa ușor peste o înfrângere, însă atunci când joci și în 3 jucătoare pe teren și în 4, așa cum am jucat noi la Zalău, am avut 22 de minute de eliminare, vă dați seama că nu puteam aștepta foarte mult de la acest joc. În aceste condiții am trecut și asta le-am și cerut fetelor, să uite cât mai repede acest joc, pentru că în niște condiții normale probabil că altul ar fi fost rezultatul, dar pe noi acum trebuie să ne preocupe strict cele două jocuri cu Scurul, să ne pregătim la cel mai înalt nivel, să avem o mentalitate foarte bună pentru a lupta din prima secundă și până în ultima secundă din cel de-al doilea joc, 100% din capacitate. Deci va trebui să dăm totul pe teren, va trebui să arătăm unitate, să dăm dovadă de spirit de luptă și de sacrificiu, să luptăm până la ultima picătură de energie. Asta o să le cer fetelor și eu personal îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm mai departe și sunt convins că la ora jocului și fetele vor face tot ce pot ele pentru a face un joc foarte bun și, bineînțeles, să se realizeze victoria. Iată, așa cum ați subliniat, așa cum am remarcat în contextul dialogului nostru, această dublă manșă, pe teren propriu, cât de mult contează lucrul ăsta? E foarte important să joci ambele meciuri pe teren propriu. Sigur că noi, în acest campionat, cel puțin, de multe ori am mai jucat mai bine în deplasare decât acasă. Sper să nu se întâmple și la aceste meciuri, eu știu, ca noi să nu avem aceeași prestație ca în unele meciuri din deplasare, însă cu siguranță suntem avantajați de terenul propriu. Dar nu trebuie să privim lucrurile așa, pentru că la un asemenea nivel, o echipă cu experiența internațională, cum este vicecampioana Suediei, nu vor trata jocurile ca pentru meciuri în deplasare. Vor trata, sigur, o calificare,
Chiar mă întreba una dintre fete de ce au acceptat cele din Suedia să vină aici. Sunt foarte sigure de calificare? Eu nu vreau să cred lucrul ăsta. Sau, bineînțeles, este șansa lor și trebuie să și-o joace, dar desigur că noi în fața propriilor suporteri vom avea mai multă încredere, vom fi mai puternici cu sprijinul publicului, cu aportul iubitorilor necondiționați ai acestei echipe, vom reuși să trecem peste scurul. Știu că în ultima vreme, la nivel de conducere a clubului, iată, au mai intrat niște fonduri, dacă nu greșesc eu. Se leagă de această dublă manșă? Nu știu dacă se leagă. Conducerea face toate eforturile pentru a asigura condițiile optime de performanță fetelor. Eu vreau să cred că eforturile sunt făcute pentru că această echipă este iubită și la HM Roman se dorește să facă performanță. Noi am demonstrat și în campionatul trecut, fiind și revelația sezonului trecut, că am intrat deja în lumea bună a handbalului. Deja suntem o echipă de top în România și bineînțeles că și conducerea clubului care ne-a susținut, domnul primar, domnul viceprimar, toți cei din conducere au fost alături de noi pentru a crea condițiile necesare performanței. Domnule Florent Impera, este limpede și nu risipesc vorbe, clar ați creat o echipă. Chiar mă dau în vânt după teren, suntem ca o familie, dar chiar acolo se întâmplă, eu știu că ați reușit să faceți acest grup foarte sudat, foarte, avantaj în foarte multe întâlniri care v-a scos din situații foarte grele. Am spus, am consemnat acest fapt, este limpede, așa stau lucrurile, dar v-aș întreba, ca în orice echipă, nu? Și acasă, dacă omul are 7 copii, tot unul e mai drag de acolo, din aia 7. Apropo de miza acestei duble întâlniri și iată din cupele europene, deci nu vorbim de campionatul intern, ați miza în mod deosebit așa pe anumite jucătoare? Eu întotdeauna am pus pe primul loc echipa și asta le-am implementat de la început, că valoarea individuală niciodată nu învinge valoarea grupului, unitatea grupului. Încerc să le conștientizez pe toate că pot contribui și pot să-și aducă aportul la rezultate, să se implice toate, să se completeze cât mai mult și prin acest fapt s-a creat și o concurență între ele. În multe din jocuri au fost jucătoare care poate nu erau considerate ca fiind de bază, au reușit să intre și să aducă victoria sau să-și aducă aportul foarte serios la acel rezultat. Bineînțeles că sunt anumite jucătoare de la care eu aștept mai mult. Sunt jucătoare care au mai cochetat și cu echipa națională, au o experiență în plus de față de alte jucătoare mai tinere sau care sunt pentru prima oară în Liga Națională din lotul nostru, însă merg pe grup, mă bazez pe toată echipa, sunt 2 meciuri, este nevoie de toate jucătoarele, sper să realizeze acest lucru, e greu să joci 2 meciuri în 2 zile cu o asemenea echipă de Italia, vicecampioanei Suediei, iar dacă vor înțelege și se vor mobiliza toate și se vor completa, cu siguranță rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Și dacă îmi permiteți și să confirmați sau să infirmați pentru telespectatori, exact pentru că ați făcut o remarcă, iată pentru jucătoarele care le-ați menționat așa, poate fi un plus, un moment în care să se afirme la nivelul, poate
chiar să intre, fiind aproape aici, secunda națională, mă gândesc că e un prilej potrivit pentru jucătoarele care mai stau pe bancă, mai așa, mai cu ocazii dintre astea, așa ca să... Da, sigur, sunt anumite jucătoare care se află în vederile echipei naționale, ele pot să-și câștige dreptul de a face parte din lotul care vom aborda campionatul european din decembrie, din Ungaria și Croația. Sunt convins că fiecare jucătoare își dorește să ajungă la un asemenea nivel, este vorba de cartea lor de vizită, de ascensiunea lor în carieră și sper să fie și ăsta un motiv și un prilej de a da totul în aceste jocuri, pentru că sunt jocuri la un nivel internațional și bineînțeles că pot să dea și astea un semn de eu știu, recunoștință așa, dacă vreți, printr-o convocare la echipa națională. Bineînțeles că în acest moment eu mă gândesc strict la HCM Roman, mă gândesc ca noi să încheiem foarte bine acest tur de campionat și bineînțeles să obținem calificarea și după ce vom încheia ne mai gândim și la echipa națională. Da, Doamne ajută! V-aș mai întreba ceva în acest context. Iată, din ce cunosc eu, două jucătoare provenite din pepiniera liceului cu program sportiv, două jucătoare de la Junior 1, da, cu un bilanț al performanțelor pentru sezonul trecut deosebit. Una dintre ele, cel puțin știu, nu știu dacă am două, dar una sunt sigur că este și componentă a naționalei de... Da, lotul RG de la Junior. Așa, da. Există șanse pentru, sau e prea mare miza pentru astfel de... Sunt niște copii până la urmă, dar niște copii buni. Întrebăm. Da, este vorba de Vartic Loredana și Caramalău Anca, două jucătoare de perspectivă, două tinere care promit. Ce mă bucură pe mine, ascensiunea lor în acest an la nivelul lor de vârstă a fost foarte mare. Chiar dacă nu au participat, eu știu, 100% la antrenamente, dar au fost în mare parte în pregătire cu echipa de senioare și acest rezultat s-a văzut la jocurile de la nivel de junioare 1, unde au marcat, au fost cele mai bune marcatoare ale echipei și practic au dus liceului sportiv rezultate și performanțe bune. Sper să rămână cu picioarele pe pământ, să conștientizeze că au o șansă să se remarce la echipa de senioare. Sunt tinere, trebuie să avem răbdare cu ele, dar treptat vreau să le dau șansa să joace. Dacă jocul va permite, sper să poată debuta una dintre ele în această dublă manșă de Cupa Europeană. Da, pentru că suntem, iată, pe finalul acestui dialog și încă o dată vă mulțumesc pentru că v-ați găsit răgați să veniți în fața telespectatorilor noștri. Eu din ce știu și mărturisesc că sunt un iubitor al handbalului, cu atât mai mult al handbalului feminin, mai așa cu preponderență, întrevedeți o întâlnire, știm cum joacă scandinave și a spus, ați subliniat, o întâlnire mai... dur așa, sigur că și miza e mare, dar având în vedere adversarul, știind jocul tipic așa. Da, și noi suntem o echipă care joacă tare, cred că ne convine acest lucru și nu trebuie să considerăm că, eu știu, forța echipei adverse poate să fie un impediment pentru noi. Dimpotrivă, trebuie să ne mobilizeze, să dăm absolut tot ce e mai bun din noi. Eu sunt un tip foarte ambițios și nu concep altceva decât victoria și calificarea. Indiferent de cum joacă suedezele, noi trebuie să intrăm pe teren
și să luptăm acolo până în ultima secundă și să obținem calificarea. Asta le implementez și asta le transmit fetelor, că alt rezultat nu concep și nu accept decât victoria și calificarea. Doamne ajută, așa să dea Dumnezeu, pentru că nu-i deloc ușor. Încă o dată mulțumim și ținem steagul acolo, suntem aproape și cu sufletul și cu toate cele, stimați telespectatori. Iată, sâmbătă și duminică de la ora 17, o dublă confruntare a HCM-ului, a fetelor noastre în cupele europene, nu cu oricine, cu suedezele care, așa cum am spus și la începutul emisiunii, când joacă handbal, nu se încurcă deloc. Însă avem șansa noastră și sperăm într-o victorie. Emily Westberg reducerar till 4-3. Som blir 5-4 genom Erik Claesson. Skur i anfall. Emily Westberg och 5 lika.